بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بتمن دعتو يش بتمن بوتا بوت بوتا دا بتمن. Salutare și bine ați venit la un nou episod aici pe canal. Astăzi vreau să fie un draft, vreau să fie despre draft. Vreau să jucăm un draft împreună pentru că nu am mai făcut niciodată asta pe un video, ci am făcut așa pe live-uri, cumva nefiind atent și neavând niciodată vreun rezultat bun sau vreun rezultat dorit. În primă fază am vrut să reîncep un draft de la început, însă când am venit și am văzut ce echipă bună am construit aici la un moment dat în draftul ăsta, am zis că trebuie să o joc pe aceasta. O să fie într-adevăr câteva schimbări în minutul 1 și anume Maximin trece pe dreapta, intră aici Cristiano Ronaldo, iar fundaș stânga intră Mendy. Astea sunt primele două schimbări cu care direct începem din minutul 1. Ar mai fi o variantă Varan să intre pe teren la un moment dat sau Diaby. Vom vedea cum vor fi meciurile. Sperăm că vorbim la plural. Și avem primul adversar într-un 3-4-1-2 cu Hagi Ceame, Lukaku, Martinez, la mijloc Kroos cu Pogba, iar în apărare Laporte cu Varane. Nu am mai văzut care este al treilea fundaș. Să vedem dacă reușim să câștigăm meciul ăsta. Pentru Ronaldo, frumos Cristiano acolo. Sí. Nu, ce-a făcut Ronaldo acolo? Ce-a făcut Ronaldo? Era o pasă, a venit o pasă simplă, what the fuck? E a ta, Gomez. Puh! Bine, Sterling, bă, băiatule. Ia, putem să dăm pasa asta? Nu știu ce a fost topul ăla. Wow! Nu știu cum a ajuns mingea să fie atât în aer. A, nu pot să-i dau Ronaldo, că se ținea foarte bine la după Ronaldo. Bine, Fred? Aaaa! De ce n-am șutat cu Fred? Ce bine a apărut Fred acolo. Bine acolo. Îmi place că eu atac, dar... Dă-i tare. Și du-te, Ronaldo. E a ta! Nicio șansă. Nicio șansă. Prea bun Ronaldo. Nu ești destul de echilibrat. Eu am avut o precizie în șut extraordinară în meciul ăsta. 6 șuturi, 6 pe poartă. Cred că asta m-a avantajat și m-a făcut să dau cele două goluri. Am avut și un pass accuracy decent. Puteam mai bine, chiar puteam mai bine. Însă, na, asta este. Hai să vedem meciul 2. Meciul 2 cu Shevchenko, Van Dijk, Ederson în poartă, Henderson, CDM, ăsta, Fernandinho, Teieș, Cancelo, Icardi, Kenzi ăla de la Juventus. Mă pare o echipă nu așa bună, dacă îmi permiteți. Pentru meciul ăsta o să încerc și o schimbare între flancări. O să-l schimb pe Sterling și o să-l trec pe partea dreaptă. Iar pe San Maxima o să îl pun pe partea stângă să văd dacă mă pot folosi de finesul lui, de piciorul lui drept mai bine și să ajungă și el la finalizare. Dar până acolo trebuie să nu luăm gol și nu luăm gol. Am vrut să... Na, am zis că poate rebound-ul. Văd că e destul de agresiv, dar reușim să recuperăm. Bine, Sterling.
Greșeală, greșeală, greșeală foarte mare, da. Ne o răscumpărăm și încercăm aici cu Ronaldo, cu Bernardo un atac, însă am dat mingea afară și am reușit să facem schimbările. Și cum ziceam, pe partea dreaptă Sterling de data aceasta, iar pe partea stângă Sam Maxima. Prost, na, nu asta trebuia să facem acolo, sincer. O, ce bine a mutat fix acolo. N-am observat că face chestia asta, că aș fi schimbat. Ok, nu trebuie să nu luăm în serios acest meci. Joacă, joacă! Joacă! Pua! Dar am zis că n-are cum să dea cu Șevcencu așa bine. Nici o șansă, nici dacă era jucător acolo. Incredibil! Nu a putut să treacă în viteză Ronaldo pe lângă Fernandinho. Of, o să fie un fiasco meciul ăsta. Bă, și cât e de slab! Cum a trecut asta? Eram acolo, eu am dat în ea. For some reason. Foarte bine, Maxim. Hai că poate, poate. Oricum am șutat prost. Bine, mă, bine, Cristiano, foarte bine. Fain să știi așa FIFA. Și am simțit că pe acolo o dă, dar n-am putut, n-am avut ce să-i fac. Foarte bine de Desai. Bun. Bulan. Trebuia să intre al lui Sterling. Nu înțeleg cum nu a intrat, dar... Mal, ținem de minge acum. Uai, ce prost și eu, Doamne ferească Dumnezeu! Puteam să pasez oriunde, mă, bă, oriunde. N-a fost de pierdut cu ăsta, n-a fost de pierdut cu ăsta. N-a fost de pierdut. Dacă nu s-a atent, dacă nu s-a atent. A, e doar pe o victorie. Silver, Gold și Premium Gold. Na, nu o să prinde nimic în astea. A, îmi pare rău că n-am reușit mai multe victorii în episodul ăsta de The Draft. Ar fi trebuit să nu pierd al doilea meci, să fim sinceri. Da, asta e. Pasa aia acolo, cum nu am fost atent, cum nu am fost atent. Mai avem gold pack ăsta și în prime gold pack mai avem 4 cartonașe care să fie rare. Avem un Bessa Baini și nimic altceva, probabil în spate. Ok, badge și ăsta o să las ăsta cu Germania. Iar ultimul pachetel, Prime Gold Pack, nici Prime Gold Player sau nu avem așa ceva,
Este totuși un Bordeaux, sau da, este un Bordeaux în Italia, CB de la Lazio, îl avem pe Acerbi, un 83. Na, la o victorie în draft, atât și merit. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest episod, un episod cu draft. O să încerc să fac din ce în ce mai multe episoade cu draft, până când o să ajung să câștig măcar un draft. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like, dați un subscribe să începem. Poate reușim să facem 1400 de subscriberi, poate reușim. Până data viitoare, nu uitați, jucați FIFA, că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. Adică, serios, chiar ar fi o rușine să fiu eu mai bun decât voi. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătămen, da tu, ești bătămen. Bătă, bătă, da bătămen.